Bună seara! E trecut un pic de ora 7. De obicei, luni, miercuri și vineri, vă invităm pe Undă Verde să discutăm verde în față despre problemele verzi ale României și ale lumii înconjurătoare. Astăzi a fost anunțată o emisiune despre biodiversitate și despre rolul important al albinelor și cu ocazia asta am invitat un coleg al nostru, activist de la Iași, pe domnul Gică Sebastian Tătaru și pe un activist apicultor, pe un reprezentant Rom Apis, pe domnul Dobrescu. Vă rog să ne amintiți cum vă numiți. Constantin Dobrescu. Constantin Dobrescu. Și o clipă, pentru că dumneavoastră sunteți pe Viber, va trebui să fac un mic efort să vă adaug, să intrați și dumneavoastră în emisiune, dar pentru că dumneavoastră vă grăbiți, vă rog să ne povestiți despre această asociație, despre această organizație. Înțeleg că e un fel de organizație umbrelă a apicultorilor asociați. Da, noi suntem o federație. Deci o federație, prin definiție, este o asociere a mai multor asociații apicole. În România existând un număr considerabil de asociații apicole locale. Federația noastră are drept membri 15 asemenea asociații apicole răspândite în toată țara. Deci deținem în general cam 10% din stupii României. Apicultorii noștri dețin un număr de peste ceilalți nu sunt asociați în federație sau nu sunt în federația dumneavoastră, sunt în alte asociații? Vrei să repetați, nu am înțeles. Ceilalți apicultori nu sunt în federația dumneavoastră, că a zis numai 10%. Da, 10%. Restul sunt, cea mai mare parte sunt neafiliați, alții sunt în alte asociații. Mai există o asociație mare a apicole în România, tradițională, să zicem, asociația. Nu aude nimic pe exterior. Care vine din trecut, are tradiție ceva mai mare. Unii apicultori au simțit nevoia să fie independenți ca asociații. Nu se aude nimic pe exterior. Asociații. Noi zicem că la ora actuală deținem o mare parte din apicultorii activi și dintre cei profesioniști, să zicem, oamenii care trăiesc din apicultură, o mare parte din ei. Colegii mei mi se plâng că nu vă aud, dar asta e situația, ei sunt pe un sistem jițe, dumneavoastră sunteți doar pe Skype. Înțeleg că e o problemă totuși cu albinele din vremurile noastre, pentru că sunt mai multe pericole. Urbanizarea, civilizarea, zgomote, chimicale, care e situația? De ce trebuie să facem eforturi să le salvăm? Da, în zilele noastre, albinele și apicultorii în general se confruntă cu foarte multe provocări, destul de serioase, care provin în principal, pe de o parte, din mediu și din agricultură, pe de altă parte sunt și niște aspecte legate de piața mierii, de prețul foarte scăzut al mierii. Dar cum noi suntem aici la o emisiune despre ecologie, voi insista puțin asupra acestor aspecte. Așa cum bine se știe, în zilele noastre, polenizatorii, deci nu numai albinele, și polenizatorii din natură, adică albinele sălbatice, bondarii, fluturii, toate astea suferă în principal datorită folosirii peste măsură a pesticidelor în agricultură. Agricultura în România a pornit pe această cale a intensificării, să zicem, a obținerii unor producții cât mai mari pe suprafețele care le avem la dispoziție, lucru care implică în accepțiunea multora dintre fermierii care lucrează acum, care sunt activi în România, implică folosirea de substanțe chimice. Aici trebuie înțeles că există o presiune foarte puternică care vine și din partea industriei chimice, o
ramură foarte puternică a economiei la nivel european și la nivel mondial. Dar agricultura asta intensivă nu era valabilă pe timpul comunist, ci acum când toată lumea are o mică grădină pentru subzistență, tot putem vorbi de agricultură intensivă în România, de exemplu? Păi este o realitate asta. Există ferme tot mai mari și echipament tot mai complex, la care se adaugă și folosirea acestor metode de tratament cu chimicale a culturilor. Este un lucru care s-a întâmplat mai ales după anii 90, începând cu anii 90, dar între timp situația a evoluat oriunde în lume. Vedeți, în Europa totuși avem anumite limitări care sunt mai puțin vizibile, de exemplu, în Statele Unite, iar dăm un exemplu a unei țări cu o agricultură foarte puternică, unde există o mai mare libertate pentru fermieri în a folosi tratamentele chimice și unde agricultura este foarte intensivă. Acum, problema este că în România suntem cumva în urma Europei sub acest aspect. Eu consider că nu există o preocupare îndeajuns de mare printre fermierii români, printre agricultori, în a se racorda cumva la tendințele actuale. Noua politică agrară comună la nivelul Uniunii Europene are la bază conceptul acesta Green Deal, a pactului verde, și cel farm to fork, adică urmărirea siguranța alimentară urmărită prin urmărirea alimentelor de la fermă până în farfuria consumatorului. Este o tendință generală la care România nu pare să rezoneze. Observăm în ultima vreme, mai ales în condițiile acestei crize COVID, care evident afectează pe toată lumea, dar, de exemplu, în România observăm și la nivel politic o tendință de trecere pe planul 2 a acestor preocupări, care la nivel european sunt foarte importante. Deci cum să facem să păstrăm natura, cum să facem să îmbunătățim siguranța alimentară a cetățenilor europeni, lucru care am observat chiar și la europarlamentar român, care încep să spună, am auzit chiar formularea Green Deal nu mai este de actualitate. E un lucru foarte periculos pe care orice om apropiat de mediu, de natură, nu poate să îl accepte. Noi, agricultorii, suntem în prima linie. Pe de o parte, pentru că albinele sunt foarte sensibile, la fel ca și toate, ca majoritatea insectelor polenizatoare. Sunt foarte sensibile la aceste pesticide. În general, cele mai grave sunt insecticidele. Spuneam că suntem în urma Europei pentru că, de exemplu, o clasă de insecticide numită neonicotinoide, care a fost interzisă în Europa în urmă cu 7 ani, în România au mai fost folosite prin intervenția guvernului, care a făcut uz de niște scăpări, zice, ale legislației europene, prin care pe plan național puteau să autorizeze substanțe interzise în restul Europei. E, anul 2020, pentru prima oară, de 7 ani încoace, când au fost interzise aceste substanțe pentru culturile care ne afectau pe noi cel mai tare, adică rapiță, floarea soarelui. Nu s-a interzis pentru porumb. Eu ce aș vrea să spun, că este foarte important ca noi, cei preocupați de mediu, să nu lăsăm
cum să vă spun, să nu renunțăm atât de ușor la idealurile noastre, să milităm în continuare pentru mediu. În general, apicultorii sunt și oameni cu o conștiință civică și o orientare către natură și cu preocupare pentru mediu. Și federația noastră, vreau să vă spun că face parte dintr-o coaliție la nivelul Europei a mai multor entități care au înaintat o inițiativă cetățenească europeană. Și asta e o informație care eu cred că o să intereseze foarte mult pe ascultătorii dumneavoastră. Cu domnul Dobrin. În sensul că cred că știu colegii noștri despre inițiativa asta și cred că și partidul nostru e susținător al acestei inițiative. Deci despre asta vom vorbi acuși cu colegul nostru de la Iași, cu colegul nostru din Scandinavia. Acum vă mulțumesc și sper să fiți disponibil, nu știu, săptămâna viitoare, în zilele următoare, în vară, da, să mai vorbim despre asta, dar poate pe altă cale și să nu fiți dumneavoastră în grabă. Bine, ține legătura, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Constantin Dobrescu, la revedere. Da. Am revenit la colegii noștri, Gabriel Ursescu și cu Sebastian, cum ziceai, Gabi, că se numește colegul nostru de la Iași, Tătaru, care ardea de nerăbdare să intre și el în direct. Dacă, ce să vă fac dacă nu ne putem întâlni pe aceeași platformă și nu aveți răbdare, hai acum cuvântați voi, pe rând. Gabi Ursescu, până mai e militant activist de drepturile omului sau de mediu, și domnul Tătaru, care e apicultor și politician. Și care a plecat, da. A dispărut. Hai. Tuturor, până hai. Când intră, până când tătarii la verde în față, haideți să umplem golul. Ideea este în felul următor, domnul Dobrescu v-a explicat cât a avut timp, câteva detalii legate de importanța acestor mici gâze și care dau de mâncare practic la mulți fermieri. Ne dau și nouă de mâncare. Din cauza aceasta este foarte, foarte important ca să avem grijă de biodiversitate și dacă este să critic nu mai departe decât în luna guvernul PNL, de fapt a legiferat ca două substanțe nocive în agricultură să fie în continuare permise. Nu știm pentru cât timp, dar lucrul acesta nu este tocmai bine, mai ales că majoritatea țărilor din Uniunea Europeană accelerează intrarea pe agricultură verde, iar noi iată că suntem nevoiți datorită lobiștilor din industria asta agrochem să le folosim. Deci rușinică PNL, cum s-a comportat cu pădurile, așa se comportă și cu sănătatea noastră. Țin să spun un următor lucru, că Partidul Verde este unicul partid din România, reprezentant al acestei campanii, ceea ce ne onorează și ne obligă în același timp. Iar domnul Florin Călinescu, după cum bine știți, aproape fiecare intervenție pe telefon, în online, a explicat importanța acestor albine. Și este bine de știu câteva lucruri tehnice, că această campanie este, din ce știu eu în ultimele știri, va fi prelungită datorită acestei pandemii, fiindcă este imposibil să strângi aceste semnături până în septembrie. 1 milion de semnături la nivel de Europa sau să se facă un minim pe 7 țări europene, iar România, cu ceva efort și din partea dumneavoastră, din această cauză, rog frumos să distribuiți prietenilor, în special celor care sunt interesați de protecția naturii, fermierilor, să o spunem drept, țăranilor, da? Cei care au o mică chestie acolo, îndemnați să semneze, ori să intre pe partidulverde.ro
și să caute rubrica cu Salvați fermierii și albinele și să semneze acolo. Mai este un lucru care este onorant pentru Partidul Verde, că în această campanie sunt și câteva asociații cunoscute în România și nu numai în România. Mă refer aici la Greenpeace, la Agent Green, la Romapis și la alte asociații de profil agricol. Deci noi ne-am solidarizat cu ei, cu acești fermieri minunați și ne bucur că în rândul Partidului Verde sunt apicultori. Și sunt sigur că atât cu ajutorul nostru vom reuși să facem cota de țară care trebuie să fie, să treacă de 25.000. Până acum, din ceea ce știu eu, sunt 3 sau 4 țări care au făcut aceste cote. Mă refer la Germania, Belgia și Austria, dacă nu mă înșel. Și România este a patra țară care poate să facă această cotă. Dar rețineți, chiar dacă facem cota pe țară, este bine să continuăm cu strângerea semnăturilor. Și mai este un lucru bun, că această inițiativă cetățenească europeană se poate semna și de românii din diaspora în online sau descărcând de pe site-ul Partidul Verde acel formular tipizat. Nu este formular făcut de Partidul Verde, este făcut de către această inițiativă civică europeană. Este agreat de Parlamentul și Comisia Europeană, care se ocupă, mă rog, parte din Parlament și Comisia Europeană, care se ocupă de aceste tipuri de inițiative și ca atare ele vor fi verificate. Deci puteți ori da la semnat în mod clasic sau semna online cu documentele noastre în fața, astfel încât să nu greșiți și completați-le cât mai citeți posibil. Cei care trimiteți prin poștă, trimiteți la adresa Romapis, adică tocmai la domnul Dobrescu, care a fost acum câteva minute în direct. În cazul în care aveți întrebări și în măsura în care cunosc răspunsuri, eu am să vă stau la dispoziție. În caz că nu, atunci vor trebui să colaborăm cu celelalte asociații care sunt în această inițiativă, respectiv cu Romapis, care este și reprezentantul în România al acestei inițiative. Oleg, să-i dăm cuvântul și colegului nostru Tătaru de la Iași, care înțeleg că e la prisacă, la stupe acum, nu? De asta nu are imagine ca să se audă mai bine vorba poveștii. Da, păi, eu cred că e ca și mine. Da, bună seara, eu vă aud mai mult cu întrerupere. A, da, și noi vă auzim cu întreruperi. La probe s-auzea foarte bine, dar acum, na, măcar așa, vă rugăm să ne povestiți cum stă treaba, cât de importantă e albinuța. Eu, vegan fiind, nu mănânc miere, dar înțeleg că albina nu doar prin miere e importantă pentru oameni, ci și prin activitatea de a merge din floare în floare, nu? Colegul nostru e chiar prea aproape de bondari. Da, păi și eu am vies pe aici, așa că asta este, pot să-l înțeleg într-un oarecare fel. Da, haideți să mai spunem câteva lucruri despre această inițiativă, fiindcă ea este tema acestui live. Mierea de albine o să aibă valoarea ei în aur în curând, dacă nu avem grijă ca să avem un mediu curat, și mă simt foarte trist când văd, dau un exemplu, tot felul de gunoaie pe câmp aruncate sau tot felul de incendii pe câmp de gunoaie. Toate aceste lucruri nu sunt în regulă și ori de câte ori vedeți câte un câmp, gunoaie aruncate pe câmp și care stau acolo, gândiți-vă că cineva s-ar putea să-i dea foc și implicit nu numai că este neplăcut pentru nasul nostru, dar acest fum, aceste incendii, de oricare tip ar fi ele, din păcate o să dăuneze și acestor albine.
Am văzut o chestie foarte interesantă. Noi știm că în țările din vest se tunde gazonul și arată totul frumos ca un teren de golf de multe ori între blocuri, dar am văzut o chestie foarte interesantă, dacă nu mă înșel, în Elveția, și asociațiile unor locatari din orașul Zermatt, dacă nu mă înșel, au decis ca să nu mai tundă iarba și au lăsat între locuințele lor, între, era un cartier, să zic așa, o parte de cartier, unde de obicei se tăia iarba și stăteau oameni la plajă. Ei bine, au decis ca să nu mai taie acea iarbă, să lasă pajiște, și astfel au făcut niște fotografii minunate și s-au bucurat de culorile de pe pajiștea respectivă. De obicei se tăia de albine, gâze și tot felul de minunății ale naturii. Deci asta, ca să face să înțelegeți cât de important este spațiul verde. Și dacă este să facem o paralelă în lumea noastră materială și în special la orașe, toată lumea aleargă ca să își mai ia o vilă, 3, 4, 5, unii care sunt milionari să mai facă încă un cartier rezidențial, betoane, asfalt, oțel, sticlă peste tot. Toate aceste lucruri nu sunt tocmai ok și părerea mea personală, opinia mea personală, nu numai în calitate de membru al Partidului Verde mai nou, cât și în calitate și de activist civic, fiindcă nu mă pot rupe de acest spirit, dar și în calitate de om, de cetățean. Credeți-mă că trebuie să ne întoarcem cumva la natură și să înțelegem că un mai mare respect pentru ce este în jur o să ne facă mult, mult mai fericiți și vă veți da seama, dragilor, că banii nu contează tot timpul și cred că această perioadă grea datorită acestei pandemii pe mulți ne-a maturizat din multe puncte de vedere. Eu cred că se realizează din partea multora anumite lucruri, să zic așa, mai mult sau mai puțin filozofice, și tind cu tărie că dacă este să nu dacă sigur, dacă mă voi întoarce în țară, mă voi muta undeva la țară sau undeva în preajma unui oraș de provincie la 10-15 km, dau un exemplu, unde să mă pot bucura și de o anumită stare de confort, dar și de natură. Oleg? Să încercăm din nou legătura cu domnul Tătaru, să ne povestească unde are el stupii, lângă Iași sau în județul Iași. Bună seara, sper că mă auziți. Da, acum se aude bine. Eu vă mai aud cu întrerupere, dar am să încerc să înțeleg printre picături dacă mă întrebați cât e ceva. Stupiuna mea e în județul Iași, undeva la 30-35 de kilometri de reședința de județ, din municipiul Iași. E o zonă înconjurată de păduri, foarte aproape de zona în care ministrul mediului și-a făcut poze și a spus că nu defrișează pădurea din zonă, dar să știți că totuși s-au făcut parchete acolo și s-a tăiat, pentru că e aproape de mine și pot să văd la fața locului situația. Dar defrișarea nu afectează apicultura, nu? Defrișările, bineînțeles că afectează apicultura, întrucât aici, în zona în care mă aflu eu, avem pădure de tei. Iașu are al doilea masiv ca mărimii din România de pădure de tei și o bună bucată chiar pe zona aceasta sunt arbori foarte, foarte vechi, cu mulți ani, au văzut mult în toți anii ăștia, au mulți ani de viață. Și de asemenea sunt păduri de salcâmi și, bineînțeles, frasin, stejar și alți arbori care sunt importanți pentru cei care produc cherestea, să spunem așa. Pe lângă celebrul brad, care se defrișează în zona montană sau pin, iată că și aici teiul sau mai bine zis stejarul, frasinul, care
pe care lemn pe care îl folosesc cei care produc cherestea pentru mobilier și așa mai departe. Un lemn de esență mai tare, este jarul frasinu. Deci, și, în concluzie, trebuie să facem eforturi să salvăm albina ca să ne salveze pe noi, ca civilizație, ca specie. Desigur, important în primul rând este ca să avem grijă de aceste ființe, de aceste insecte, pentru că ele practic redau sau contribuie la, să zicem, după unele studii și după chestiile din practică, 70-80% la viața umană. Pentru că prin polenizare pe care o realizează, asigură produsele alimentare de care avem nevoie și care în mare parte provin din agricultură. Vorbim de produsele care se cultivă, de cele care sunt cultivate de fermieri, cât și de legume sau alte chestii care sunt produse de legumicultori și așa mai departe. Deci, practic, dacă nu ar exista albina și produsele alimentare din această zonă agricolă ar fi extrem de puține și viața noastră ar putea să fie aproape eradicată. Pentru că ea contribuie, bineînțeles, și la polinizarea plantelor care constituie hrana animalelor și așa, adică există un întreg lanț pornind de la albină până la om. Și dacă noi nu avem grijă de această insectă, atunci există acest risc să nu mai putem trăi pe acest pământ, pe planeta Pământ. Cel mai mare pericol asupra albinei este folosirea de către chimicale, în special a unor gamii de pesticide care se folosesc la diverse culturi agricole. Cele mai periculoase dintre ele sunt neonicotinoidele. Aceste pesticide practic nu că omoară un număr redus sau afectează într-un mod redus albina. Ele afectează în masă coloniile de albine, pentru că în momentul în care aceste pesticide sunt folosite pentru tratarea seminților, pentru culturile agricole, în mod automat, prin fenomenul de gutații, planta respectivă, de exemplu la floarea soarelui, la cultura de floare soarelui, planta respectivă are această procedură de fenomen de gutații. Și albina merge și ia de aici nectarul, ia de pe frunzi apa respectivă, care picăturile respective, și le duce în interiorul stupului, în familia de albine. Practic nu se otrăvește doar albina care cară acel nectar sau care cară acea apă în stup, ci practic că se otrăvesc și celelalte albine care sunt în stup, pentru că ele vor consuma din acel nectar sau vor participa la prelucrarea lui. Și atunci se duce toată colonia spre pierire. Și soluția care ar fi? Și să renunțăm la astfel de chimicale sau să le alegem ca să nu fie foarte dăunătoare? Înțeleg că afectează și calitatea mierii. În Occident am înțeles că nu se acceptă mierea cu... Nu am înțeles ce... E cert, da? Nu am înțeles ce ați spus, v-am spus că am anumite întreruperi de semnal, nu vă aud foarte bine. Care ar fi soluția? Ce putem să facem? Să renunțăm la chimicale? Soluția, în primul rând, am văzut că și cei de... Soluțiile sunt în principal de interzicere a acestor pesticide. Am văzut că multe țări din cadrul Uniunii Europene deja s-a stabilit la nivelul Comisiei Europene și la nivelul Parlamentului European să fie interzise aceste pesticide. La noi am văzut că s-au mai dat încă derogări. Cred că mai sunt două dintre ele care încă vor mai funcționa și anul acesta sau probabil până anul viitor. Sperăm că vor fi eliminate acestea și, bineînțeles, pe lângă această soluție, de care nu sunt numai periculoase numai pentru albină, sunt periculoase și pentru om, pentru că substanțele respective,
Substanțele respective ajung și în produsele pe care le produce planta respectivă. Circuloase și pentru om. În... substanțele respective... Gabi, ce faci? Mă mai auziți sau... Da, vă aud, a intrat Gabi și ne bruiază. A intrat cu un dublaj. Cu diversiuni, da. Da, pe lângă soluția interzicerii acestor pesticide, ar mai fi soluții de... protecția albinelor și de a investi anumite sume de bani prin proiecte finanțate de la comunitatea europeană. Nu vorbesc doar de România, vorbesc de întreaga Europa, pentru că efectivele familiilor de albine la nivelul Europei nu au crescut, au scăzut în ultima perioadă din cauza folosirii acestor pesticide și atunci ar fi necesar un program de salvare al albinelor și este foarte bine că sunt inițiate astfel de petiții, astfel de măsuri de către organizațiile civice sau de către organizațiile care reprezintă viața, interesul albinei pentru salvarea lor. Și aceste programe se pot coordona doar de la un nivel central, cum am zis mai devreme, la nivelul Comisiei Europene a Parlamentului European, și pot fi planificate. Au fost ceva programe, dar acum cred că este nevoie de mai mult ca oricând pentru ca aceste ființe, aceste insecte să fie salvate și să fie protejate. Fine. Da, vreau să le completez pe colegul. Este foarte important de știut că și datorită acestui COVID, dar știu discuțiile și dinainte, acești fermieri, nu numai pe partea apicolă, cât și ceilalți care se ocupă cu alte activități specifice agriculturii, se organizează online astfel încât produsul natural să ajungă cât mai bine, cât mai repede și chiar cât mai ieftin pe masa oricărui consumator, tocmai ca să evite acești samsari. Și mai știu un lucru, că sunt multe firme din străinătate care cumpără miere de albine angro. Fermierii noștri sunt nevoiți să lase la preț. Firmele străine practic preiau mierea românească certificată, fiindcă sunt mulți fermieri care au certificat pe aceste produse. Le duc în țările lor, le diluează în tot felul de miere mai puțină, deși certificată, de mai slabă calitate, și practic își dublează sau triplează venitul, le pun eticheta lor pe mungurește, nemțește, suedeză sau, mă rog, oricare altă limbă, și de multe ori se întâmplă ca produsul care este făcut în România vine din România, practic este procesat prin altă țară, prin acest lanț, și vine pe rafturile românești, bineînțeles, cu un preț poate de 5, 6, poate chiar de 10 ori mai mare. Ceea ce îmi ridică o întrebare, în sensul că, domnule, noi suntem buni să muncim pe una altă, dar nu suntem buni comercianți. Și da, este nevoie, ca și în cazul altor produse agricole, gen legume, fructe, ca să eliminăm o parte din intermediari, fiindcă este fapt cunoscut și poate o să ducem în emisiunile noastre o serie de agricultori care ne pot povesti cât de mult câștigă unii intermediari. Deci, practic, țăranul nu se bucură de un câștig mulțumitor. Este bucuros de multe ori că scoate cheltuielile pe tot ce a muncit un an de zile și mi se pare că nu este în regulă, și mă bucur că inițiative ca și Volt Fernest au apărut astfel încât să facă conexiuni între producător, între fermier și consumatorul final. Practic se elimină o serie de intermediari, fiindcă la o parte din acești fermieri se interpun câte doi sau poate chiar intermediari, dar iar produsul finit, chiar dacă este de calitate, este mai scump și pentru consumatorul final, dar este și prost plătit la
la sursă, adică la fermieri. Deci undeva trebuie să fim conștienți că fermierii trebuie sprijiniți, trebuie să primească un preț corect, decent pentru produsul și munca lui și timpul lui, dar în același timp să ne și bucurăm și noi ca și consumatori de un preț just și să avem acel produs de calitate. Deci dacă sunt între cei care ne urmăresc fermieri, eu știu, sau alți antreprenori, chiar și intermediari, rog frumos să le contacteze și haideți să le spunem, să spunem lucrurilor pe nume, fiindcă doar așa vom reuși să rezolvăm niște probleme, fiindcă da, sunt și intermediari de bună credință și clar și ei trebuie să câștige, dar trebuie să mulți dintre intermediari practic sunt cei care dirigează această. Gabi, ai și tu probleme cu conexiunea, dar pentru că ai zis despre colegii noștri apicultori, iată Mihai Stoian e unul dintre ei și spune, mortalitatea e de 40-45% peste iarnă, doar din cauza chimicalilor din mediu. Neonicotinoide, pesticide, insecticide. Dacă nu luăm atitudine, zice Mihai Stoian, nu vom mai avea albine în viitorul foarte apropiat. E adevărat, domnule Tătaru? Aș dori să-l corectez puțin pe Gabi și să-l, în sensul bun al cuvântului, și să-l completez puțin. Vorbeam mai devreme de mierea românească, care sau produsele românești în special, dar acum vorbim de albini, vorbim de mierii, care ajunge pe rafturile din țările din Occident și nu numai în Europa, și în alte state ale lumii ajunge, inclusiv în Japonia și așa mai departe. Aș putea spune că problema apicultorului român, în afară de a-și proteja lucrătorul, ca să zic, albina care produce mierea, este și problema desfacerii mierii în afara granițelor României, dar și în interiorul granițelor României. De ce? Am să spun repede în câteva cuvinte lucrurile cum stau. Practic, o stupină medie, să zicem de 50-100 de familii, 100 și un pic de familii, are o producție anuală, dacă permite clima, dacă permite și, bineînțeles, și, dacă avem condiții pedoclimatice corespunzătoare în perioada din floriri, să zicem, a salcâmului, a teiului, la floarea soarelui, produce câteva tone de mere, da, adunate per total. Acest apicultor, producător apicol, nu poate să vândă această mere în cantități în detail foarte mari. Bineînțeles, probabil are consumatori sau are clienții pe care îi deservește într-un număr limitat. Poate să vândă 100, 200, 300, 500 de kilograme, să spunem, din mierea pe care a produs-o în anul respectiv. Restul mierii trebuie să meargă la un achizitor procesator din România, care oferă un preț foarte mic pe mierea românească. Vă dau un exemplu. Anul trecut, mierea de tei a fost achiziționată undeva la 7-8 lei per kilogram. Adică este un preț derizoriu. Dacă ne gândim că zahărul este 2,5-3 lei, sau dacă un litru de sirop care ajută albinele la hrănirile de completare, când se fac toamna, la pregătirea pentru iernare, este 4 lei, 5 lei. Păi un kilogram de miere care este naturală și conține atâtea elemente necesare sănătății umane, ajunge să fie vândut la procesator cu 8 lei în gro. Acest procesator, pentru că sunt un număr limitat și de ăștia în România, nu vă gândiți că sunt 20, 30, 40, nu, sunt câțiva mari care fac jocuri în piață, își stabilesc prețurile de la început. Ei spun că merg în funcție de bursa mierii din Europa, dar eu am colegi și în Serbia și în alte țări și ei vindeau cu mult peste noi la procesatorii din țările lor. Și acești procesatori, acești intermediari despre care vorbea Gabi, iau mierea și o trimit în Germania, în Italia, în Franța,
în, eu știu, în altă țară, Danemarca, Suedia sau eu știu unde mai ajunge ea. Practic, apicultorul nu câștigă mai nimic, abia reușește să-și acopere cheltuielile dacă anul de producție este mediu, să spunem. Dacă este un an slab, cum este anul acesta când mierea de salcâm este total compromis, adică culesul la salcâm este total compromis din cauza condițiilor pedoclimatice, ploi, temperaturi scăzute, pentru că dacă nu se îndeplinesc seceta din toamna trecută, pentru că salcâmul își creează mugurile florale încă din toamnă și atunci, dacă am avut secetă în anul precedent, e clar că nu vom avea slabe șanse să avem ceva cules de salcâm. Atunci apicultorul va trebui să meargă să apeleze la diverse forme de a-și salva stupina, pentru că albinele alea trebuie hrănite, trebuie îngrijite, trebuie tratate, mai trebuie și alte lucruri care sunt rame, faguri și așa mai departe pentru stupină care se înlocuiesc, lăzi, și va trebui să se împrumute de bani. Nici măcar posibilitățile astea nu le are de la anumite instituții financiare care zic acordă credite pentru fermieri, pentru că a dispărut domnul Tătaru. Dacă te duci să garantezi cu stupii, nu te primești nicio bancă. Deci te dă afară pe ușă așa cum ai intrat. Deci nu ai nicio șansă. Deci, practic, producția de mieri din România, care se cifrează undeva în anii de puterii medii spre buni la 20-22.000 de tone de miere, suntem undeva pe locul 2 în Europa ca producție. Deci suntem un producător important al Europei, ajunge în afara țării, dar tot intermediată de acești achizitori, procesatori, care sunt firme cu capital românesc. Deci, practic, ei se îmbogățesc, pentru că ei, la rândul lor, au contracte cu cei din afară. Apicultorul de putere medie sau mare, să zicem că are 300 de familii de albine, nu își permite să încheie un contract în mod direct cu un potențial client din afara țării, Germania, Italia, Franța și așa mai departe. De ce? Pentru că aceștia cumpără mierea cu tirul. Un tir are 20 de tone de miere. Apicultorul respectiv poate se mai asociază cu unul, doi colegi la producție, dar tot nu îndeplinește, pentru că ăla nu-ți cumpără doar un tir de miere. Îmi spune, îmi dai două tiruri de salcâm, asta înseamnă 40 de tone, îmi dai două tiruri de miere de tei, iară 40 de tone, îmi dai două tiruri de polifloră. Și atunci tot nu poți să îndeplinești condițiile. Deci cine se îmbogățește pe spinarea apicultorului este tot acest achizitor, procesator din România. Revenind la piața internă. În afară de clienții pe care îi are fiecare apicultor și spuneam, așa cum spuneam, poate să vândă un număr limitat de kilograme la acești clienți pe care și-a format în timp, pentru supermarketurile din România nu pot să te apropii să intri, deoarece în majoritate dintre ele se solicită o taxă de raft. Această taxă de raft este undeva la 10.000 de euro. Ca eu să vând mierea într-un anumit supermarket, nu vreau să fac reclamă niciunuia, nici pozitivă, nici negativă, trebuie să plătesc 10.000 de euro și să asigur flux continuu dacă acea miere este consumată, să fie raftul plin tot timpul anului, pentru că dacă nu mai am, să zicem, am cele 3 tone de miere sau 2, 3, 4, 5 tone care le am și le-am terminat și nu mai pot să pun pe raft, rămâne mai gol raftul, atunci ăla mă dă afară de la supermarket, că nu pot să asigur. Și atunci iarăși nu intru în imposibilitatea de a-mi putea să-mi vând intern producția de miere prin supermarketuri. Singura soluție mai sunt colaborările cu aceste magazine mici, de cartier, din diverse localități, unde mai putem vinde câteva borcane acolo, că sunt mai... Problemă tehnică. Da, uite că Sebastianul... Dar știm să ne vindem, da? Nu avem posibilități legale, pentru că s-a importat foarte multă miere din China și Argentina în România în ultimii ani, la prețuri foarte mici. Noi îi spunem surogat, pentru că ceea ce s-a adus în special din China nu a fost miere, au fost niște siropuri, o glucoză industrială. Și băieții deștepți, că așa cum spuneam că există și
și aici băieți deștepți în zona asta a achiziției și a distribuției mierii de la apicultori mai departe în țările de afară, au adus aceste surugate din China la un preț foarte mic, l-au pus pe rafturile din România la un preț foarte mic, normal că dacă o să mergeți, puteți să vedeți în supermarketuri, sigur găsiți, și mierea românească normal că n-a mai avut preț. Nu există autorități de protecție a consumatorilor care să spună asta nu e miere? Poftiți? Autorități ale statului care să scrie obligator pe acel produs că asta nu e miere, autoritățile. Autoritățile, știți cum e cam poza cu maimuța. Nu văd, nu aud, nu spun nimic. Deci e exact cam poza aia, pentru că au fost articole de presă pe pagini întregi în ziare centrale la nivel de București. Au fost emisiuni la posturi de televiziune importante din România și nu s-a întâmplat absolut nimic. De ce? Pentru că în aceste firme care achiziționează și procesează mierea colectată de la apicultori, sunt implicați și anumiți oameni care au fost implicați la un anumit nivel în politică, chiar în partide de guvernământ. Și atunci dacă X din județul Y este mare ștab la partidul de guvernământ care a fost la data respectivă, cine se duce să-l controleze pe ăla, când toate instituțiile statului sunt sub ordinea lui? Deci nu e vorba de incompetență, ci mai degrabă de corupție și reavoință. Da, deci a fost practic o bătaie de joc și încă este la adresa apicultorului. Asta puteți întrebați orice apicultor care lucrează în mod direct, că așa la nivel de procesare și colectare e simplu să întrebe. Ăla ia butoaiele de miere, are contractul mai departe pentru că îl are făcut, că el știe că colectează, are banul în cont și plătește la apicultor un preț derizoriu și el își vinde mierea și își pune adausul pe care îl are. Deci, de obicei, mierea românească pleacă în țările din Comunitatea Europeană la un preț dublu decât, cel puțin dublu decât este plătit apicultorului. Mulțumesc, stimați domni. Vă propun să venim cu niște concluzii și să închidem emisiunea, pentru că nu e foarte ușor să faci o emisiune în care omul doar se aude. Da. Este puțin neplăcut, dar asta este. Dragilor, dați-vă rog frumos mai departe acest live și rămâneți pe fir la față. Eu știu că poate avem câteodată probleme tehnice, dar încercăm să ducem în fața dumneavoastră invitații care au ce spune, atât din mediul asociativ românesc, cât și colegi din țară sau din străinătate sau diferiți specialiști și vom încerca să îmbunătățim atât transmisia cât și partea de vizualizare a emisiunilor noastre și vom reuși să ducem în fața dumneavoastră și inițiative ca și aceasta privind salvarea albinelor și a fermierilor și dacă domnul Dobrescu a zis că acceptă provocarea de data viitoare, vom încerca să venim cu date concrete privind această inițiativă. Să vedem câte mii de semnături mai avem noi. Din ce știu eu, săptămâna trecută mai erau nevoie undeva de 7.000-8.000 de semnături. Deci mai avem. Orice semnătură în plus contează. Încă o dată, se poate semna online sau în format clasic. Trebuie doar să trimiteți la adresa specificată în acea petiție. Intrați pe partidulverde.ro, căutați acolo, salvați articolul privind salvați albinele și fermierii, intrați pe cea petiție și o semnați, indiferent unde sunteți în lume. Mulțumesc! Celălalt coleg al nostru, apicultor Mihai Stoian, o clipă, zice: eu încerc să formez cooperative, asociații, dar apicultorii sunt neîncrezători, suspicioși și delăsători. De toată această dezbinare a apicultorilor se bucură procesatorii care ne vor slăbi și dezbinați
și dezbina pentru a oferi prețuri derizorii. Și tot Mihai Stoian zice, autoritățile sunt degeaba, deci nu prea ajută în fața acestui flagel. Da, domnul Tătaru, vă rog cu concluzie. Viitoare, rog colegii și cei care ne aud ca să, da, să avem o emisiune axată pe soluții. Și ar fi interesant să vedem că ce soluții propuneți voi ca și apicultori. Și ca politicieni. Gabi, da, ai sunetul foarte prost, de aceea nu te mai băga, te rog, lasă pe omul să vorbească. De la Iași se aude mai bine. De la Iași vine ploaia. Aici plouă destul de bine, poate mai salvăm câte ceva. În final, vreau să vă mulțumesc și eu pentru invitație. Vreau să transmit colegilor și celor care mă știu atât din județul Iași cât și din țară că sunt sigur că Partidul Verde, în momentul în care va avea susținerea corespunzătoare și va ajunge să poată pune probleme la nivel de legislație în Parlamentul României, dar și la nivel de județe, în consiliile locale, în consiliile județene, va putea să modifice înspre bine legislația respectivă în folosul apicultorilor pentru ca ei să primească o legislație corectă. Deci nu vrem favoruri sau nici colegii noștri din țară și din Iași pe care îi cunosc, nu vrea nimeni favoruri. Vrea o legislație corectă pe care produsul pe care o are să fie protejată, să fie exact așa cum trebuie organizată pentru o legislație corectă. Și sunt sigur că Partidul Verde se va implica prin oamenii pe care îi are, pentru că are oameni de specialitate și cunoscători în acest domeniu al apiculturii și cred că va contribui într-un mod decisiv la viitoarea legislației care se poate face atât la nivel național, în primul rând prin Parlamentul României, legea apiculturii, dar și la nivel județean, acolo unde se organizează comisiile județene pentru stabilirea pastoralului și așa mai departe. Și aș dori să-i rog pe cei care vor să sprijine Albina și cei care susțin verdele, în special cei care susțin natura, cei care susțin viața, să semneze această petiție, așa cum a spus și Gabi, o găsesc și pe site-ul Partidului Verde, și să sprijine această inițiativă, pentru că este importantă pentru toată lumea, pentru că, așa cum am spus un singur cuvânt care le rezumă sau le adună pe toate, este viață. Deci Albina este viață și este important să sprijinim această ființă. Mulțumesc încă o dată și vă doresc o seară plăcută tuturor. Mulțumesc și eu tuturor celor care ați participat, domnul Dobrescu, domnul Tătaru și Gabi Ursescu, co-moderator, care deja a și plecat, să vadă unde i-a dispărut semnalul bun de altă dată. Ne reîntâlnim în fiecare luni, miercuri și vineri seara, aproximativ de la ora 7 pe Undă Verde, să discutăm verde în față. Sunt Oleg Brega și vă zic seară bună!